Salutare, salutare! Stau cu șuba în cap, în casă, dar nu din cauza că e fric, ci din cauza că lucrez cu taranturi. Și taranturile acestea au perișori ridicanți. Ăsta e un lot de taranturi cu care, pe care o să-l găsiți poimine. Mâine, corect. La Pitești, la Expo Teralistica Pitești, cea de-a doua ediție. Sunt câteva animale de ale mele, sunt și animalele altor persoane și vor fi acolo ceva ligioane. Bine, când mă refer la altor persoane pe care le aduc eu, gen taranturile astea, niște crește pe care o să-i vedeți imediat și ligioanele mele o să vadă și ce display-uri am făcut, pentru că ce o să fie pe acolo o să vedeți mâine, cei care veniți sau cei care nu veniți în clipul de data viitoare, atunci când o să fac, vă arăt turul expozanților de la Expo Teralistica Pitești. E ce frumoasă, ce culoare frumoasă are fraierul ăsta. Se vede? Ia, dă-mi la mine așa. Ăsta e un mascul adult de Brachypelma Emilia. Abia năpărlit și e super, super colorat. Cred că are 3-4 zile de când a năpărlit. Foarte frumoasă. Foarte frumoasă e. Bun. Mai am o problemă. Nu mai am nicio problemă. Nu mai am nicio problemă până ajung la taranturile mele. Mai am cu frezoane, cu căruzi și cu de toate. E, aici. Fiete, ăsta este un mascul adult de Poecilotheria Metallica. Una dintre cele mai... taranturile cu cel mai puternic venin. Și excepțional de rapidă. Și scopul meu este să o ambalez. Am prezut cu piciorul lui. Am băgat-o acolo. Și acum ce vreau să fac este să o mut în cutia asta la acolo. Ce-i prostă? Asta e mascul adult. Poate cineva are femeie adultă și vrea să împercheze, cine știe. Abarna. A, deja încep să mănânce gâtul. Urăsc perișorii urticați. Și cu cât îți iei mai mult în viață, cu atât e mai nasol. Avem aici, să am un poiu Seminia. Încă o tarantulă super rapidă. Cred că trebuie să facă aceeași schemă. Pus în poziție de atac. Demonicus. Și să facem transfer. Bă, da, încăpățată anima, să-mi bag ce-o de-aia. Ha. Ia vezi. Iată. Și asta e super rapidă. Op! Da, te-am făcut fraier. Ce frumos să vede portocaliul ăsta pe picioarele ei. Una dintre cele mai frumoase taranturi. Uite picătura de venin. Se vede? Mhm. De ăla e venit. E prima oară când văd... așa ceva. Hai, ce te dă. Da, nu sunt cele mai prietenoase, dar... dar sunt frumoase. Trebuie să am grijă pe scapici de bilă. Bun, ce mai avem aici? Terinopelma Sazimai. Avem o... Pterinopelma, de fapt, cred că sunt două pterinopelma, să zic mai micuțe. Și am nevoie de un băț.
Bețigaș. Doctore. Cel mai bețigaș de lume. Și asta de cu perișori. Da, e mai mic, are mai puțin. Asta fi un plus. Next. Ce mai avem aici? Ia să vedem. Clirtocatlui albopilosus. Un puiuț de Clirtocatlui albopilosus. Ce tine roșii pe gât. Da? Așa pățesc mereu când lucrez cu taranturile astea americane. Întotdeauna mi-o fur din cauza perișorilor și mă irită foarte, foarte rău. Da? Când se fâna, când se fâna. Asta e în fișa postului. Să lucrăm cu drăcii. Bun. Ia să vedem aici ce avem. Tot un sanzimai. Uite, avem că eu nu pot să lucrez. Hai. Bun. Altă o pică transpirații, nu de alta, dar chiar n-am ce fac cum să stau, să dau terai la o parte ca să prind taranturile pe-n casă. What the fuck is here? Un pui de irminie, parcă. Un pui de irminie și ăsta oare iese în găurările astea? O fost la fel de mare ca și găurările din capac. Să văd dacă reușesc eu să scot drăcia asta. E foarte mică. Haide. Asta este... Junior. De junior. Ce ușor am mers. Ia piciorul de acolo. Ia piciorul de acolo, tu nu. Nu, tu nu. Ce te trăgeai? Te rea frică, calci în străchi? Băiețași? Mai adevărat. Bun. Mai am câteva tarantule, dar hai să vă arăt ce aduc eu la Expo. Pe aici am lucrat toată ziua. Avem magneți rotunzi din terariu. Se lipesc foarte frumos. Pentru cei interesați, avem odată la Expo, am făcut și un suporțel la seara, tot am lucrat pentru ăla. Ăsta e suportul pentru cutiile de tarantule. Să le punem aici frumos. Așa. Și avem făcut chiar și display pentru reptile. Ta-ta-ta-tam, ta-ta. Lucrat frumos, lucrătură specială de la din terariu. Toată ziua am stat ieri și am muncit. Dacă nu cumpără nimeni, ce? Îmi dau demisia. Hai ce mă mâncă gâtul. Bun, hai să vă arăt ce aduc la vânzare. Ăsta se pierde pe traseu, deci nu se pune la socoteală. Aici am un core snake pe care îl scot în schemă. Pentru că am luat blood red-ul la super roșu. Ăsta este un hippo mask. Nu știu ce mare, mare ceva gene, una dintre ciudățenile pe care le-am scos în anii trecuți. Are multe head-uri 100%. E mascul, e foarte frumos pe măsură ce crește, se face din ce mai roșu. Bun, avem blood python. Odată femeia asta de het albino, de carpet het albino, e rezervată de cineva. Și blood python. Un mascul de carpet hetaxantic disponibil și aici încă două femeluțe de blood python. Asta ce o să fie. Și plus, pe lângă astea, avem aici și de la Exotic Spot o cutie cu bunătățile.
Și anume, pentru chestii de astea, pentru pus vase de mâncare și de apă pe cărarii la Jack Off, Pangea, mâncare pentru Crestes și Crestes Tat. Auto ea. Femeală de Lily White. Nu? Da, femeală de Lily White. Foarte frumoasă, gata de reprodus. Asta, cred că este mascul de Lily White. A, nu, e F9. A, trebuie să verific exact pe listă care ce este. Uite, ce frumos este. Nu știu cum să vadă culoarea cât mai bine. Cred că o să vadă mult mai ok mâine în terariu. Foarte frumos asta. Asta foarte, foarte șmecher. Și un dalmatian roșu aici. La fund. Încă un animal. Cinci pătucuți. Da, sunt mai mulți crestați pe aici. Și cu cozi, și fără cozi. Bun, frumos. Și unul mai. Mami titel. Animale frumoase care vor fi disponibile doar mâine la Expo. Prețuri super bune. O să fie creșteți de la 150 de lei. E garantat best price. Plus, cred că o să fie prețuri bune la toate livioanele. Mai am niște tarantule de ambalat. Mă pun să le ambalez și pe alea și o să plecăm la casă. O să vedeți într-un clip următor unde mergem. Toată lumea. A, Cosmin are păsările. Vino cu aici, vino cu aici și... Hai să spui și domnule exact cine este aici și ce se întâmplă cu el. Ce ai acolo? Nu se vede prea bine. Gol de amandine. Mascul, femele. Pan. Câțiva papagali amandină. Binseni. Da, mai bine dată nu poate să vadă aici pentru că sunt păpușcă. Bun. Mâine, Expo Terariste Capitești. Dați un like, distribuiți clipul ăsta astăzi ca să vadă cât mai mulți oameni. Poate vor veni cât mai mulți mâine la Expo. Intrarea e gratis. Strada Armand Călinescu. Numărul nu mai știu exact, dar restaurantul se numește Casa Muntenească. Acolo se va ține evenimentul. E intrare gratis. Poți să belești ochii la toate animalele. Și dacă nu te costă nimic, de ce să nu vii?